reformare cu un nou guvern? Toți colegii noștri s-au pronunțat, fiecare și-au expus opiniile. Au fost opinii multe, diferite, dar colegii și-au asumat angajamentul să se conformeze deciziei pe care au adoptat-o majoritatea astăzi în această ședință. Admiteți că ar putea urma... Nu o să fac niciun fel de supoziții sau speculații, presiuni, nu că ar putea urma. Ele sunt în aceste zile o atitudine arogantă, o atitudine sfidătoare, atât din partea oficialilor de prim rang a Partidului Democrat, cât și presiuni constante în teritoriu, mituiri de oficiali de ai noștri. Asta, de fapt, e stilul cu care ne-am confruntat mulți ani la rând și care am fost nevoiți în anumite circunstanțe, nu zic să-l tolerăm, să-l răbdăm. Acum cred că a venit momentul adevărului și acum urmează ca forțele de dreapta sănătoase să facă front comun pentru a crea un pol puternic pe centru-dreapta și pentru a da o speranță Republicii Moldova de a face o veritabilă integrare europeană și de a construi un veritabil stat de drept. Ce eu nu o să vă mai dau câteva detalii. Poziția, eu vă spun, da.